Bună seara, ziua! Bună ziua, bună ziua! Doriți să mergem după aplicație sau aveți un traseu? După aplicație, dar ui, ce urmă lasă aici, ce ați mâncat așa, urma? Zici că am intrat la kebab, nu Uber. Na, dacă miroase, înseamnă că este bun. De obicei, mare lucru în ziua de azi să miroși. Domnule, dar măcar deschideți geamul. Păi, se face frig, oricum până ajungi acolo, la destinație, treci mirosul, nici nu are rost. Au! Ce? Dar puneți-vă mască, domnișoara! Ce mască, domnule? Stai liniștit, că l-am și uitat-o acasă, n-am niciun virus, stai liniștit! Dar nu e vorba de virus, e vorba că, în primul rând, dacă purtați masca, nu miroase așa de tare. Da. Și, în al doilea rând, dacă ne oprești poliția, ne luăm amendă amândoi. Stai, domnule, liniștit, lasă că dacă ne oprești cineva, vorbesc eu, că eu... Stai, liniștit, vorbesc eu! Hai, să mergem. Bine, domnișoara. Da, oleu, v-am spus că ne oprește poliția. N-aveți o mască, nimic? N-am. Oleu, n-am niciuna prin mașină. Am pus-o. Bună ziua, agent Oprișan de la Poliția Rutieră. Actele, vă rog. Da. Știți de ce v-am oprit, nu? Nu. Am observat că domnișoara în spate nu poartă mască. Știți că e interzis să mergeți cu Uber-ul și să nu purtați mască. Da, da, eu nu merg cu Uber-ul, nu? El e iubitul meu. Ce? Da, 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 suntem iubiți. Ce? Da, ce? Da. Ce, da. Ce mult ne iubim noi doi, da, suntem iubiți. Uh-huh. Voi doi sunteți iubiți? Dar de unde vă știu eu, domnișoară, că îmi păreți foarte cunoscută? Probabil mă cunoașteți de la altă amendă. A fost amendă de la prima întâlnire, cum ar veni. Uh-huh. Și dumneavoastră de ce purtați mască? Eu port mască pentru că și atunci când merg cu mașina eu sunt pieton, pentru că eu n-am uitat de unde am plecat. Dar dacă vreți o dau jos, că suntem împreună. Da. Și atunci de ce stați în spate, domnișoară? Păi știți cum se zice, în spatele oricărui bărbat puternic există o femeie și mai puternică care îl conduce și care este condusă în mașină. Dar dacă vreți, știți că pot să vin în față, nu e nicio problemă. Deci voi doi sunteți iubiți. Da, da, da. Ia pupați-vă. Ce? Păi chiar mă iubită, hai, ia pupă-mă. Hai să ne pupăm. Da, cum să nu ne pupăm? Hai. Tot șaurma aia cu zduroi în care miroase. A, domnul polițist, n-am cum să-l pup pe ăsta, miroase usturoi, eu vă spun sincer, de asta m-am pus în spate, miroase și eu nu suport usturoiul. Da? Și totuși, de ce stați așa depărtați dacă sunteți iubiți? Dar puneți mâna unul pe altul. Atingeți-vă un pic. Ce? Să pui mâna. Nu. Pune, dragă, mâna pe mine. Dacă domnul polițist asta vrea să pui mâna pe mine, pune. Pune, băi, pune mâna pe mine odată, hai. Că asta vrea domnul polițist. Pune, măi. Ah, măi, nici am handicapatule. Vrei să te mângâi eu? Hai că te mângâi eu. Așa? Aici. Uite, așa îl mângâi eu. Așa îl mângâi. De la usturoi, mă usturi și pe mine acum. Noi ne iubim foarte mult. Da, cel mai mult. Deci voi îmi spuneți mie că voi sunteți împreună. Da, 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 da. Domnule, știți câte cazuri am eu zilnic de oameni care nu vor să poarte mască în Uber? Dar dacă sunteți iubiți, am un test pentru voi. Am întrebat 100 de șoferi de Uber. Care este ziua ei de naștere? 17 mai. Ia dați-mi buletin încoa. Ha, 23 aprilie. Nu ați știut. Ca un iubit adevărat. A, următoarea întrebare. Am întrebat 100 de pasageri. Ce zodie are el? După față este... Are față de prost. Într-adevăr, peștii sunt cea mai proastă zodie. Aveți dreptate. Da, mergem mai departe. Când și unde v-ați cunoscut? Ne-am cunoscut în România. Acum mai mulți ani. Mulți ani. Acum mai mulți ani. Da, da. Wow, ce concret ați răspuns la întrebarea asta. Mergem mai departe, altă întrebare. Cine conduce cel mai prost? Ia. El,
El. Cum eu, mă, că dacă conduceam eu prost, nu mai făceam atâtea sacrificii ca să conduc mult. Da, dar dacă conduceai bine, nu te oprea poliția, nu ți se pare normal? Dacă purtai tu mască, nu mă oprea poliția, că din cauza asta... N-ai nicio treabă, că nu purtam eu nicio mască. Ești efectiv un habar, n-ai să conduci. Cum adică, mai eu să conduc? Te-am spus să porți mască, n-ai vrut să porți mască. Băi, stop! Ia, gata! Gata! Am înțeles, vă comportați ca doi străini. Nu știți când e ziua celuilalt, nu știți unde v-ați cunoscut, vă certați într-una în fața unui agent de poliție. Pentru mine e clar. Sunteți împreună de mult timp. Gata, ați trecut testul. Puteți să mergeți. Mulțumim, mulțumim frumos. Zi bună să aveți, mulțumim pentru înțelegere. Stați, să vă dau actele. Și buletin. Domnișoară. Ce? Mi-am dat seama de unde vă știu. Și aveți două opțiuni. Fie plătiți amendă dacă n-ați purtat mască în Uber. Dar doar ce v-am convins că asta nu-i Uber. Fie, vă spun soțului dumneavoastră, care ce să vedeți, lucrează cu mine la Poliția Capitalei. Și care el bănuiesc eu că n-are habar că dumneavoastră aveți un iubit aici, de față. Cât e amenda? Serios, mă? Cu soț la Poliția Capitalei și n-ai avut să pui și tu o pilă? Păi tu ce zici, mă, că dacă cu un iubit ești străină, păi cu unul care ești măritate de nu știu câtă vreme, nici nu mai știi cum arată. Hai să mergem.